Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum, aveți deja imagini, ca să știți că subiectul este incendiar, aveți imagini de la protestele de astăzi, generate de greva de avertizment a celor din sănătate, era să zic a Sanitasului, nu este doar Sanitasul, sunt oamenii din sistemul de sănătate al României, care, într-un număr foarte mare, sunt nemulțumiți de ce s-a întâmplat cu veniturile lor lunare. Ar fi un subiect, dar nu e atât de mare. Că e doar o grevă, poate la finalul acestei săptămâni să avem un subiect mai mare, că e grevă generală, să zice. Dacă doamna Pintea nu rezolvă situația până atunci cu Olguța și cu restul trupei, ăștia din sănătate sunt hotărâți și nu mă refer atât la medici, care majoritatea sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat. Mă refer la echipele din spatele sau de lângă medici, asistenți, infirmieri, brancardieri și așa mai departe. Bun, acolo sunt și oameni cu, mulți oameni cu studii superioare. Vă spun doar că farmaciștii, ca să dăm un exemplu la întâmplare, sunt vai mama lor. Pentru că farmaciștii n-au intrat în categoria făcută de Olguța și de ăștia să crească salariile halucinant sau să crească măcar vreun pic salariile la farmaciști. Bun. V-am promis săptămâna trecută și știți că tot ce promit mă țin de cuvânt. Că vom discuta, era să zic despre mafia din jurul cadavrelor, dar sună foarte urât, macabru aproape. Nu. Vom discuta despre mafie, păstrez cuvântul mafie, despre mafia din jurul sistemului sanitar românesc, care sistem, să vedeți că avem și vorbe elevate, este targetat pentru a fi privatizat pe nimic. Mai spun o dată că poate nu m-am înțeles nici eu sau nu m-au registrat ea de la servicii ca lumea. Sistemul sanitar din România, oameni buni, stimați telespectatori, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, mai ales dacă știți că au bolnav în familie. Ei, sistemul acesta sanitar este țintit pentru a fi privatizat într-un viitor foarte apropiat pe nimic. Ce înseamnă privatizarea? Păi vă spun eu două lucruri. Primul, bani mai mulți și al doilea, acces mai limitat al prostimii, a noastră la actul medical. Invitați doamna Gabriela Lică, medic anatomopatolog, să rut mâna. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Nu sunt eu doamna Lică. Imediat o să vă arate regizorul cine este doamna Lică. E complicat. Așa. Singura femeie din cadru, îmbrăcată în sac, dupies alb cu negru, este doamna Lică. Doamna Lică este președintele Federației Naționale a Medicilor Anatomopatologi. Lângă domnia sa, de acum celebrul Sorin Dragne, lider sindical în domeniul învățământului în capitală. Salut, Sorin, bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Sorin va sta cu noi să comentăm și ce se întâmplă în sistemul sanitar și ce fac sindicatele, dar nu asta este principala lui menire. O să vedeți, avem în partea a doua o transmisie directă absolut halucinantă de la sediul Partidului Social Democrat cu Mici și Bere. O să vedeți, fabulos! Dar până să ne distrăm cu Mici și Bere și să discutăm despre ce face Dragnea când pierde un pariu, vreau să ascultați un om care de aproape 20 de ani, și reiau afirmația domniei sale, lucrează cu moartea la masă, în birou, în fiecare zi, oră de oră, zi de zi. Și o să ne axăm dialogul. Repet, merită. Merită pentru că, v-am spus și vă repet, 800 de mii dintre noi, 800 de mii sunt diagnosticați. Suntem mulți oameni în România care avem prieteni, rude, neamuri, vecini, diagnosticați cu cancer. 800 de mii. 800 de mii. Nu-i mai pun pe la socoteală care sunt la 2 metri sub pământ. Milioane. În decursul ultimilor ani. Fiecare diagnostic de cancer, ca să nu mai vorbim de SIDA, de toate formele de hepatită, de toate nenorocirile pe care le poate ferească Dumnezeu și măicuța Domnului, le poate trăi un om sau poate muri cu ele un om, trec prin mâna acestor 300 de medici anatomopatologi. O bătaie de joc sinistră la adresa lor și o posibilă plecare în masă. Dar nu despre asta e subiectul. Subiectul este despre mafia care vrea să privatizeze și mafia care nu le recunoaște nici într-un fel condițiile absolut incredibile de muncă. Doamna doctor, vă ascultăm. Ce trebuie să știe, hai să o luăm pe scurtătură, doamna Lică, ce trebuie să știe românii despre cum lucrați și ce vă paște sau ce ne paște? Bună ziua! Despre condițiile noastre de muncă am povestit și în emisiunea trecută, dar pentru că poate mai aveți telespectatori noi, am să reamintesc că la noi condițiile de muncă constau, se desfășoară într-un cocktail de substanțe toxice formate din formol, toluen, xilen, coloranți de anilină, toți fiind substanțe cancerigene.
Formolul este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății, a fiind agent cancerigen grad 1 și totodată recomandat a nu lucra omul cu el. Dar este singura substanță care poate să fixeze țesuturile umane pentru a putea da un diagnostic anatomopatologic și totodată cadavru uman în care se face îmbălsămarea pentru a putea fi eliberat din spital. Astea sunt condițiile dramatice. Substanțe puternic cancerigene, cadavre, țesuturi cu mare pericol de infestare. Ați văzut în filme, stimațele spectatori, toată lumea a văzut filme de-astea, cum să zic, în care o înțepătură printr-o mănușă de cauciuc înseamnă moartea. A intrat virusul, lucrează ea pe la NASA. Femeia din platou, care reprezintă 300 de femei și bărbați medici anatomopatologi, lucrează în... Am fost și am văzut, adică m-am documentat, nu vorbesc din cărți. Lucrează în zone în care o înțepătură este moartea. Și a atins mâna de ceva care în acel recipient, în laborator, scrie moarte în recipient și te-ai atins, intră prin tegument. Intră prin piele, adică. Și mori. Nu mori pe loc. Te zvârcolești vreo 6-7 luni, 8 luni și nu mai scapi. Lucrează în zona în care, din nefericire, ajungem toți. Din nefericire. În zona morții. În zona defuncților, ca să nu spunem morți, cadavre, că sună așa macabru. Și lor nu li se mai plătește de ani de zile grupa a doua prevăzută de lege. E adevărat? Da. La majoritatea spitalelor din anul 2007 s-a renunțat plata de către managerii spitalelor a grupei a doua de muncă pentru noi, lege, adică nu? Condițiile deosebite. Cu toate că avem legea 104/2003 în care este specificat că această specialitate se află în condiții deosebite de muncă. Bine. Domnul Dragne, cum vedeți faptul că este foarte, foarte aproape? Aș începe de... în anumite zone a început privatizarea acestui sector. Sunt foarte multe firme de pompe funebre care au pus ochii pe ce fac oamenii ăștia. Sunt foarte mulți în guvern și în parlament care susțin privatizarea acestei zone. Cum o vezi ca cetățean, nu ca lider sindical, una, și cum vezi disperarea cu care oamenii ăștia nu luptă? Au salarii foarte mari, atenție. Tu n-ai fost la emisiunea trecută, doamna doctor, spune așa, eu n-am venit pentru că eu am salariu bun, n-am venit să lupt pentru salariul meu sau al colegilor. Am venit să spun că se distruge un sistem, că se prăvălește sistemul și, de exemplu, Sorin Dragne, diagnosticul de cancer nu va mai putea fi pus operativ în timp util pentru a salva mii și mii de români. Pe mine mă revoltă ca cetățean, exclusiv ca cetățean, numărul extrem de mic al celor care lucrează. Ai spus 300. 300 în toată țara. În toată țara. Da. La o populație de, hai să-i spunem, 20 de milioane. Că da. Dacă noi eram 20 de milioane, cădea da. Referendumul din 2012. Da. Deci România nu își permite să aibă grijă de un sistem în care lucrează doar 300 de persoane și nu vorbim aici, așa cum spunea doamna doctor, de veniturile medicilor. Pentru că acest sistem, dacă e să dispară de pe harta accesului românilor la aceste servicii, dispare tot pentru că statul român nu se îngrijește ca acest sector să fie finanțat. Băi, să luăm pe scurtătură, că femeia asta e prea gingașă. Nu, eu nu înțeleg ce face. Bă, știi care e problema? Spune-o, Dragne. Problema e așa. Sistemul trebuie adus în faliment. Categoric. Ăștia să plece. Medicii, vă spun cum e situația. Nu înțeleg de ce doamna Lică zice, domnul Barbu, eu nu pot să vorbesc. Nu, sunt ziarist, eu sunt medic. Vă spun care e situația. Sunt determinat să plece din sistem medicii anatomopatologi. Se știe că oferte din țări puternice, Anglia, Olanda, Franța, au. Pentru că acolo ăia nu vor să lucreze cu cadavre. Acolo nu vor să lucreze cu formol să moară la 40 de ani de cancer. Că ăsta e, cum să zic, ăsta este laboratorul de anatomopatologie. Lumea crede că este o șpăgăreală ca să-ți iei mortul acasă. Nu! Este în primul rând o expunere la ce mai cancerigen în spitalul ăla. Bun. Repet, Sorin, ascultă-mă, că de aici vreau să comentăm. De ce B1 TV este alături de această breazlă? Și emisiunea și postul ăsta. Pentru că se urmăresc două lucruri. Primul, să plece, să-i pună pe cursă. Hai mă, luați-vă servicii în Anglia, Franța, Germania. Din 300, acum când vorbim noi, vreo 30 ceva, au oferte concrete de 10% să plece. Categoric. Și după ce aduce sistemul la blană, la faliment, să-l privatizeze. Cine? Șmecherașii care sunt? Cu pompe funebre, cu îmbălsămări, cu... Ei crezând că așa se rezolvă. Nu. Vă spun eu, și o să-l întreb și pe Dragne ce părere are ca cetățean, ca și mine, nu suntem medici nici eu, nici el.
Cine va mai avea acces la un sistem privatizat? Despre asta întrebăm. Da? Asta este problema. România își permite să plătească și cred că deja și telespectatorii emisiunii tale cunosc cât de îndrăgostit sunt eu de fenomenul sportiv. România își permite să plătească mai mult de 300 de gloabe fotbaliști și nu își, și un sistem foarte bine pus la punct, da? Plătit aproape în exclusivitate în unele locuri de la bugetul de stat sau bugetele locale, peste 300 de fotbaliști cu teren, cu tot ce înseamnă, și nu își permite să aibă grijă de un sistem la care cetățeanul nu va mai avea acces. Pentru că mortul e mort, bolnavul e bolnav, lasă-l că oricum moare. Nu, hai să-ți explic ceva. Oameni buni, stați un pic, că acum îmi dau seama că Sorin Dragnea nu este în temă. Bagă pe general un pic. Ah. În timpul operații, în timpul unei operații chirurgicale, într-un bloc operator, Sorin Dragnea, stimați telespectatorii, e așa. Pacientul e pe masă și paharul ăsta este organul pe care îl targetează, îl țintește echipa chirurgicală. Ascultă-mă. Se ia o bucățică din pahar, da? Și se dă acestei femei și echipei ei ca să zic așa, băi, paharul trebuie aruncat pentru că e cancer și trebuie salvat pacientul, sau ăsta este benign, adică nu e canceroasă problema și rămâne organul în om. Înțelegi, Dragnea? Cred că fiecare dintre noi a avut în familie câte o persoană. Sorin, ascultă-mă un pic. Sunt 300 în țară, da, care în timpul operațiilor, cât sunteți la Culțea? 4. Câte blocuri operații, câte operații sunt pe zi? Sunt foarte multe, dar sunt 4 anatomopatologi la 44 de chirurgi. Băi, ești nebun? Și Colța e unitate de elită unde tocmai fac efortul... Și întrebăm de ce mor oamenii. Păi, întreabă, da, 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 nu, de ce, nu, de ce mor oamenii cu zile? Deci, stimați da, respectatorii, poate român? Vă spun, oamenii ăștia despre care noi vorbim, că de-aia mă doare inima și încercăm, B1 încearcă să rezolve, să sprijine rezolvarea acestei probleme, să nu plece din țară și să aibă tot ce le trebuie, că sunt medici, că sunt asistenți, că sunt infirmieri și lucrează cu ce vă spunem, decid aproape de viață și de moarte în timpul unei operații. Cum se numește procedura? Examen extemporaneu. Examenul extemporaneu, adică stabilirea unui cancer intraoperator, în timp ce pacientul e deschis pe masa de operație, Doamne iartă-mă. Ne întrebăm de ce nemții, americanii, japonezii, finlandezii, spaniolii au o rată de supraviețuire și o speranță de vârstă mai bune ca România. Păi și pentru că ea nu-și bat joc de medicii lor să plece. Înțelegi, Sorin? Da. E ca și cum, fără serviciile dumnealor, fără această specialitate, medicii s-ar transforma în măcelari. Intră în organismul omului și nu știu că n-au rezultatul. Intră, taie, fără să știe... Se urmărește, doamnă, privatizarea acestei brezle, acestei zone? Din păcate, eu cred că da. Având în vedere atitudinea cu care suntem tratați, faptul că, deși am adus la cunoștință tuturor persoanelor decidente, nu i-a interesat, deși am atenționat că va fi afectată sănătatea poporului român, nu a interesat pe nimeni și ne întrebăm atunci despre ce este vorba. Deci nu contează sănătatea noastră, a tuturor. Ce ar însemna sistemul sanitar la capitolul anatomopatologie? Ce ar însemna privatizarea? Păi privatizarea ar însemna ca omul de rând să nu mai aibă acces la aceste servicii. De ce? Pentru că sumele pentru a putea să se dea un diagnostic anatomopatologic vor fi foarte mari în față de zilele noastre, încât în spitalele de stat au acces toți pacienții și toți bolnavii. Au existat deja tentative? Da. Din păcate au existat de foarte mult timp, cred că tot din anul, în jurul anului 2007-2008, s-a încercat, de fapt s-a externalizat la Marius Nasta serviciul de anatomie patologică și la Sfântul Ioan. Și la Sfântul Ioan s-au făcut procese, Marius Nasta a câștigat după mulți ani într-un proces. Stați un pic, cu cine se judeca spitalul? Adică cu japca i-au băgat această privatizare? Păi dacă se judeca spitalul și a câștigat spitalul? Nu, serviciul de anatomie patologică, serviciul medicii, asistenții, echipa s-a judecat cu spitalul care a externalizat. Foarte tare. Și au câștigat anatomul patologic? După foarte mult timp. Da, tu realizezi? Ce trebuie să înțeleagă telespectatorul? Că această problemă nu este doar... Asta nu e o boală de lux pe care și-o pe asta. Asta nu e o operație estetică care trebuie să coste cât o costa, pentru că cei care recur la o astfel de intervenție au bani și o plătesc pentru că este o fiță. Asta este o boală, o problemă de sănătate care lovește întreaga populație.
și pe la care nu are serviciu, și pe la care e bătrân, și pe la care e copil, am văzut foarte bine în ultimii ani, și este un serviciu la care dacă ți se îngrădește accesul din cauze financiare, fie și prin privatizare, înseamnă ducerea către cele veșnice. Că privatizarea asta forțată sau cu cârdășia statului, am tot cunoscut-o în sistemul de sănătate. Amintiți-vă că în anii 90 a început stomatologia. Dar unde ți era groază să te duci într-un cabinet stomatologic de stat, că îți rezolvai o plombă, dar plecai acolo cu 3 virus de hepatită. Da? Și atunci... Câți români normali mai au acces la un act medical de stomatologic civilizat în ziua de azi? Îți spun eu, Sorin Dragne. Foarte puțini. De ce? Pentru că medicina la rubrica stomatologie este 90,9% privat. Categoric. Este extrem de greu să de unde am pornit noi când eram copii, de toate școlile aveau cabinet gratuit de monitorizare și ortodonție și reparație dentară pentru copii, erau gratuite în școli. Acum nu fac apologia lui Ceaușescu, ca să înțeleagă lumea. Dar am pornit de acolo și am ajuns la faptul că acum copiii, și mă refer în primul rând în mediul rural, trăiesc o tragedie. Se numește tragedia dinților neîngrijiți, nemonitorizați, strâmbi, încălecați, vai mama lor. Spuneți-mi, care sunt pârghiile prin care se lucrează? Nu vreau să dați nume, nu vreau să dați... Eu pot să-mi asum că este o mafie și pot să spun că să mă dea în judecată. Care sunt pârghiile prin care se lucrează pentru ca această zonă medicală să fie dusă în gard și apoi privatizată? De exemplu, în cazul unor spitale din provincie, unde consiliile județene sunt patronii cum ar veni, s-a încercat, adică nu s-a încercat, chiar s-a făcut servicii, s-au închiriat unor servicii de pompe funebre spațiile din cadrul serviciilor de anatomie patologică din spital. În acest moment, totuși, există o lege, 104, de care vă vorbeam, a manipulării cadavrelor, în care toate operațiile de îmbălsămare, de îmbrăcare, de cosmetizare se fac obligatoriu în cadrul spitalului. Niciun mort, niciun decedat nu poate să plece din spital dacă nu se află în condiții perfecte de îmbălsămare, îmbrăcare, cosmetizare. Bun. Din păcate, se pare că unele firme încearcă, deci pacienților li se spune că ei trebuie să îmbrace... Aveți firmă de funerare? La Colțea nu. Nu, dumneavoastră personal. A, eu nu. Prieteni, neamuri, vecini? Nu. Nu vorbesc serios. Nu, adică nu reprezentați, eu vorbesc foarte serios. Da. Nu vă poate nimeni acuza să sune telefonul acum să zică, păi ce m-a invitat-o pe aia care are pompe funebre și nu vrea? Nu. Atunci, nu. Interesul cui este ca această poveste cu cadavrele de lux ajungă o afacere eminamente privată? Apropo, nu v-am întrebat. Care este diferența de cost între, pentru aparținători, pentru oamenii care rămân după decedat și trebuie să-și le ia acasă? Și repet, e nevoie să spun câți oameni mor în spitale în România? E înfiorător. Cifra este înfiorătoare. Pentru că, din păcate, nu murim. Majoritatea dintre noi nu murim de moarte bună. Murim în spitale, bolnavi. Întrebare. Pentru aparținători, ce se întâmplă conform legii, adică echipele dumneavoastră să se ocupe, asistenții, infirmierii, medicii, și ce înseamnă financiar să se ocupe o firmă privată acuită sau băgată cu japca într-un spital? Păi, la stat, toate aceste proceduri sunt gratuite. Deci pentru toată lumea care vine și de foarte multe ori se spune că la morgă se iau bani. Nu se iau bani la morgă. Deci vorbim despre serviciile de pompe funebre care au accesat în anumite spitale, care păcălesc aparținătorii, că ar trebui să îmbrace, dar nu au dreptul să intre. Cine va pune, dacă se... Atenție mare la întrebarea asta, stimați telespectatori. Eu cred că este cheia poveștii. Cine va pune diagnostic despre o tumoră canceroasă sau o tumoră bună, o tumoră benignă? Cine, pe ce bani și cum, dacă se va privatiza anatomopatologia românească? Adică cine va da familiei și pe ce bani această probă care înseamnă distanța între viață și moarte? Păi, din păcate, dacă, de fapt, după părerea mea, se dorește distrugerea specialității anatomie patologică, pentru că în cadrul specialității de anatomie patologică
în cadrul serviciilor noastre se eliberează diagnosticele histopatologice și în același timp se eliberează diagnosticele de deces în cazul în care nu se cunosc diagnosticele de deces în momentul în care facem necropsiile sau autopsiile medico-legale și deodată îmbălsămările. Privatizarea se pare că dorește să se spargă acest serviciu de anatomie patologică, să împartă anatomia patologică separat de prosectură, în același timp diagnosticul de în cadrul unui pacient care a decedat cu un diagnostic necunoscut nu poate fi pus decât iarăși cu ajutorul anatomiei diagnosticului histopatologic. Eu sunt cutremurat. Eu am crezut inițial când am stat prima oară de vorbă cu doamna doctor Lic, eu am crezut că așa cum se spune în București, pe la periferia Bucureștiului, bagă în ele. Frate, este distanța între gratuit și serviciu medical pe bani într-o zonă în care ajungem toți. Că vorba ta, dacă era ridicare de țâțe și implant mamar, nu implant, cum se cheamă, mă, implantul ăla, silicon, sau să-și facă domnișoarele buzele cu ceva botox, sau să-ți operezi, nu știu, o falangă, ferească Dumnezeu, cu ortopezi, n-am nimic, ferească Dumnezeu, echipe excepționale. Bă, dar una e să repari un, cum să zic, o fractură de tibie, sau de, cum se cheamă asta, ulnă și radius sau ceva de geniu, da? Și alta e să aștepți între cancer și tumoră benignă în timp ce ăla e deschis, pacientul e pe masă. Suntem în plin capitalism și moarte costă mai mult decât ar fi costat vreodată. Tragedia este că cetățeanul în continuare, pentru că statul ce înseamnă? Statul plătește din ceea ce noi contribuim prin asigurările de sănătate, lună de lună. Până la finalul fiecare luni, pentru fiecare dintre noi se depun niște contribuții la casele de asigurări, da? E, în cuantumul aceleia sume pe care o depui lună de lună, noi cetățenii români constatăm că beneficiem de servicii din ce în ce mai puține. A dispărut stomatologia, că nu mai e de stat, spre exemplu, că am vorbit acum câteva minute de ea. Dispare serviciul acesta de anatomie patologică, serviciul pe care va trebui să-l plătești. Da, e clar, îmbălsămarea te costă mai mult. Acum mortul nici măcar nu ți-l mai duci acasă. Trebuie să te duci bani, nu știu cât costă, să ți-l duci la capela, de la biserică. Nu, nu, e o tragedie, am făcut emisiune pe tema asta. E o nenorocire. Toate lucrurile acestea, noi plătim în continuare la fel, dar beneficiem de serviciile în cuantumul acelor plăți din ce în ce mai puține. Pentru că pentru stat apare o economie de aici. Dispare, s-a privatizat, pentru stat nu mai e o cheltuială serviciul respectiv. Ce e de făcut, doamna Adică? Dacă ați fi în echipa doamnei Pintea, sper că se uită doamna ministru și dacă nu se uită, sunt convins că o informează, are echipă foarte valoroasă în jurul domniei sale. Dacă ați fi decident, dacă ați fi ministrul sănătății, dacă ați fi în echipa doamnei ministru, nu știu, dacă ați fi Dumnezeu României, ce e de făcut de așa fel încât actul medical să folosească întâi și întâi ălora de acasă, necăjiților, 18 milioane de necăjiți, nu toți sunt necăjiți, dar 10-12 milioane sunt chiar necăjiți. După cum am spus și altă dată, vrem sau nu, toți vom deveni pacienți. Nu, când aud ce spune chestia asta, mă apucă. Nu, atenție, ai spus 800 de mii, scuzați-mă, doamna. Nu, ăștia sunt bolnavi de cancer, dar doamna se referă că toți ajungem morți. Dar atenție, 800 de mii de cetățeni români bolnavi de cancer înseamnă aproape 1 din 20, așa cu matematică de cișmigiu. Da. 1 din 20, deci vezi un grup de 20, unul dintre ei deja a trecut pe acolo. Fără doar și poate. Cu acest diagnostic, și să-ți mai spun ceva, și să știi și cei de acasă. Diagnosticul de cancer este generic, e așa, cum să zic, uriaș. Da. Începe tot munca lor, acestor echipe din ce în ce mai puține, începe să stabilească stadiul, ce formă are, ce tip de celule. Acolo, în doar, ai spune ălora de acasă, vedeți că soțul, soția, copilul, ferească Dumnezeu, au leucemie, dar este de tip cutare, e celulă cutare. O greșeală de-a lor înseamnă tratament greșit, înseamnă moartea. Nu e ca la apendicită, nu e ca la hernia de disc. Ferească Dumnezeu să nu creadă chirurgii, să nu creadă nimeni că am ceva cu ei. O apendicită, rare ori, ferească Dumnezeu, duce la moarte. Decât dacă uită la scuterul în pacient, dacă își uită mănușile sau ceasul în pacient. La ei, la ăștia de care vorbim acum, diferența între un tip de celulă, nu stadiu de dezvoltare al cancerului, un tip de celulă și altul, pusă greșit, s-a terminat. L-a condamnat la moarte pe necăjit, care avea zile. Pusă bine,
pusă bine și la timp. E corect, e corect, doamne, da. Mă, iertați-mă, cu Sorin vorbesc că suntem prieteni. Doamna doctor, e corect ce spun? Da, este pus corect și la timp, poate salva viața unui canceros? Care este întrebarea fără de care nu se poate în discuția medic-pacient într-un astfel de diagnostic? De ce ați venit abia acum? E cam târziu acum. Păi în situația asta există și răspunsul pacienților. N-am avut unde să mă duc până acum, că a trebuit. N-am avut cu ce. Sunt mame cărora le mor prunci înainte foarte să se nască pentru că nu ajung, nu au bani să se ducă la maternitate, să transporte căruța, dar în astfel de situații. Ce înseamnă legea salarizării? Reiau întrebarea pentru că am primit foarte multe semnale după prima dumneavoastră apariție aici. Ce înseamnă legea salarizării? Asta, opera asta magnifică pe care a făcut-o actuala conducere a țării pentru voi, echipele de anatomopatologi din România și pun accent nu atât pe corpul medical, pe corpul de medici, cât pe echipa cu care munciți în zonele respective, zonele cele mai expuse din punct de vedere al cancerului, al stresului, al necazurilor. Din păcate, această lege a salarizării nu face decât să desființeze specialitatea de anatomie patologică și în același timp și de medicină legală. După cum v-am spus, toți lucrăm cu substanțe cancerigene, în același timp cu riscuri biologice majore și stresul major. Ce a însemnat? Pentru asistenții medicali înseamnă, până în clipa de față, la unii dintre ei, o scădere a salarizării cu 3.000 de lei. Nu o creștere, nu, după nu, cum s-a... Ascultați, da? 3.000 de lei au pierdut unii la salariu. Dintr-o zonă în care nu vrea nimeni să muncească. Decât pe bani. Ca să lucrezi cu morți, cu formol, au 5-6 substanțe, dă-ți frică să deschizi sticluța, că iese moartea din sticlă. Înțelegi ce spun? Au substanțe pe care le deschid ei în laboratoarele de anatomopatologie și din sticlele alea iese moartea. Iese cancerul pulmonar. E o nenorocire ce e acolo, da? Iar lor li s-a umblat la venituri, medicii nu. Repet, n-a venit să lupte pentru medici. Știm foarte mult. Dar vă ascult, m-am întrebat. Deci, pentru ca să poată să fie accesate aceste specialități, în anul 1993, Parlamentul României a recunoscut aceste locuri de muncă ca locuri cu grad crescut de dificultate. Și ca urmare a luat decizia să dea bază dublă, spor de 100% și condiții deosebite. În 93. Da. Corect. Acest lucru s-a legiferat prin legea 104 în anul 2003, în care era trecut în articolul 22, anatomia patologică lucrează în condiții deosebite de muncă și are bază de salarizare cu 100% mai mult față de celelalte specialități. De-a lungul timpului, începând cu legea 330, drepturile noastre au început să fie ciuntite treptat, s-a abrogat o parte din articolul 22 a legii 104, adică faptul că noi luăm cu 100% mai mult față de celelalte specialități, considerându-se că a fost mutată în legea salarizării. Dar ulterior, lucrurile au început să-și continue drumul în sensul scăderii veniturilor noastre și creșterii celorlalte specialități. Noi nu recunoaștem calitatea celorlalți colegi, dar în același timp vrem să ni se recunoască și actul nostru medical și munca noastră și riscurile la care suntem depuși. Sorin, știi câți erau în 93, câți medici erau în 93 anatomopatologi? Chiar această... 60. Era o tragedie europeană. Stimați telespectatori, pesediștii buni răi și în 2000, în anii 2000 sub Năstase, dar și în 93 sub Văcăroiu, ambele guvernări au înțeles tragedia din sistem. Le-au înțeles. Pare rău pentru ăștia de acum, lui Dragnea, care nu înțeleg absolut nimic din ce au făcut același partid, ce au făcut predecesorilor. Au înțeles două lucruri. Că nu poți să salvezi vieți omenești. Mă refer în primul rând la această nenorocire planetară numită cancer. Nu le poți salva dacă n-ai o echipă de anatomopatologi foarte, foarte bună, foarte rapidă și foarte bine plătită, pentru că altfel n-ar lucra acolo. Una, pesediștii așa lui Văcăroiu și al lui Năstase au înțeles, unu, ăștia al lui Dragnea n-au niciun fel de treabă, și al doilea, Sorin, de la 60 au reușit prin bani, prin momirea studenților, absolvenților de medicină să-i aducă în sistem. A zis, bă, vă dau un ban în plus, lucrați cu cadavre, lucrați cu formol, lucrați cu nenorocirile astea, iar acum
au ajuns să piardă colegii doamnei Lică până la 30 de milioane, da, până la 3.000 de lei pe lună. De aceea știi că noi și în loc să spunem că dublăm salariile, acordăm un spor de 100%. De ce? Ca acel spor să stea de fiecare dată în pixul celui care decide, adică factor politic. Da, spor care poate fi calculat la un salariu de bază anterior celui mărit eventual. Și de fiecare dată se întâmplă lucrurile acestea în toate sectoarele de activitate. Lucrul acesta trebuia să se întâmple, o cerea, cum să spun, o cereau vremurile. Pentru că un număr erau cazurile de cancer la începutul anilor 90 și alta este amploarea pe care a luat-o această problemă medicală. Am primit un mesaj acum un minut jumate. Tatăl unei prietene, nu spun de la cine e mesajul, că n-are sens, nu contează. Tatăl unei prietene, medic, imediat că s-a stins televizorul, doctor medic anatomopatolog, a fost operat ieri de cancer la rinic și prostată, nu, rinic, prostată și vezică, cancerul fiind generat de inhalarea îndelungată a formolului. Este stabilit medical. Asta ca să vedeți că nu e, cum să zic, o poveste. Un anatomopatolog din aia 300, da? E acum pe pat de spital pacient, cancer, trei organe importante sunt afectate. Șansele, ferească Dumnezeu, nu mă pretind eu a fi conesor. Dar omul ăsta, anatomopatolog, din cauza lucrului îndelungat cu formol, a ajuns pacient canceros și operat de colegii lui chirurgi. Cum e doamna Lică? Da, deci, din păcate, lucrurile stau foarte rău. Câți colegi de-ai dumneavoastră? Suntem campionii și acest lucru poate să vă aducă la cunoștință și medicii de medicina muncii. Sunteți campionii cui? Suntem campionii cancerelor. Din păcate, suntem pe primul loc la acest diagnostic. Revenim cu doamna Lică și cu domnul Sorin Dragnea. După câteva minute, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, discutăm despre o mafie care a pus ochii în modul propriu de data asta. Nu mai e, domne, presupuneri, nu, de adevăratele. A pus ochii și dorește să privatizeze, pas cu pas, ca să cităm din clasici, pas cu pas, să privatizeze sistemul sanitar din România. E foarte frumos, e foarte bine. Capitalism ne-am dorit și în decembrie, când am ieșit pe stradă. Să moară comuniștii în chinuri, să fim capitaliști. Numai că la actul medical vor avea acces doar cei cu bani. Ne-am întors. Liniște, opi, nu pot să-mi potolesc invitații. Vorbesc toată... Vă rog frumos, domnul Dragne, doamna Lică. Stimați telespectatori, ne-am întors. După cum vedeți, eu mă chineam să-mi opresc invitații din dialogul pe care l-au avut în pauza publicitară. I-a strânit foarte mult interes domnului Dragne. Subiectul e dramatic, subiectul. Ce vedeți acum? Bagă pe tot ecranul. Bagă pe tot ecranul. Masă, dans și felicitări, pesediste, toate, la Chiselev, Foișor. E frumos foc. E frumos foc. O să fim cu Raffaello. O să fim Raffaello și Dragnea. Vor fi unul în fața celuilalt peste câteva minute. Raffaello și Dragnea, o finală mediatic, vorbind, o finală în curtea PSD-ului. Suntem în poziții, dar, repet, nu vrem să divulgăm tot ce e mai interesant acum, pentru că vom avea transmisie directă. Aceasta este scena, ăsta e ringul în care Raffaello se va întâlni peste puține minute cu Liviu Dragnea în direct la B1. Băi, atenție mare, finala Raffaello Dragnea merită toată, cum să zic, face toți banii. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, o finală B1 TV PSD sau Raffaello și Dragnea. Haideți să ne întoarcem în platou. De ce spuneți, doamna Lică, lucruri extrem de importante doar în pauzele publicitare? De ce îi spuneați lucruri cutremurătoare domnului Dragne în pauza publicitară? Vreau să le spuneți și pe post. Vă ascult. Da, menționam că în momentul în care noi o să plecăm, asistenții medicali, sau chiar dacă noi nu plecăm, asistenții medicali se vor muta pe alte... pe altă specialitate, având dublă specializare, se va bloca sistemul de sănătate, poate o să mai rămână câțiva, dar atunci costurile vor fi imense ca să accesi pentru anatomie patologică. Pentru oameni, și în același timp va afecta și personalul medical, cel care va rămâne, că de fapt scopul este ca noi să nu obținem această, să nu ne păstrăm drepturile în noua lege a salarizării, adică baza dublă față de clinic și sporul de 100%, după cum am precizat celorlalți colegi, deși nu stau în condițiile noastre, unii dintre ei au ajuns la spor identic cu al nostru. De scopul este ca noi să fim cât mai puțin salarizați,
atât noi, cât și personalul mediu. Și probabil că nu se mai dorește să existe autopsieri, pentru că mai nou a fost introdusă o lege a tanatopractorilor, dar care vor face decât strict îmbălsămări, nu vor face și necropsii. Cutremurător, ce afacere cu morți vor să facă ăștia, este cutremurător. Vreau să vă spun că am primit un mesaj în pauza publicitară, alt mesaj, m-am primit mai multe, dar unul mi-a atras atenția. Și o să o rog pe doamna Alică să-mi confirme. Vineri va fi grevă generală. Conform legislației române, europene, dar aplicată și în România, o treime din activitate este obligatoriu să fie asigurată. Ca să vedeți ce curvă săreală, ca să vedeți ce nenorociți sunt. O treime din actul medical pe țară e ca la avioane. Dom'le, grevă generală la Taromă, ok, dar o treime din avioane trebuie să zboare, că nu oprești tot transportul aerian al unei țări, nici în America. E bine ce spun, doamnă, până aici? Bun. Știți care este treimea? Prioritar vorbim, care e treimea care va funcționa vineri în greva generală? Vă spun eu. Treimea în care anatomopatologii sunt implicați. De ce? Pentru că nu poți să oprești operațiile unde ai nevoie de diagnostic intraoperator. Dacă vă puteți imagina ce, mi-asum fiecare silabă, ce curvăsăreală fac ăștia. Adică, domne, îi obligă pe anatomopatologii și echipele lor, asistenți, toată lumea implicată la ei, laboratoare, să participe la actul medical, adică să nu intre în grevă. De ce? Intrarea lor în grevă înseamnă operații, oprirea tuturor operațiilor unde este suspect de cancer pacientul. Ai înțeles, mă, dragne? Da. Adică la greu... Și o să divulgăm și de ce... Care era subiectul cel mai interesant din pauza publicitară. Și spuneam că mai mult chiar decât educația, sănătatea nu are sprijinul beneficiarului acestui serviciu, nu are sprijinul pacientului. De aproape 30 de ani nu facem decât să rostim acest păcat zilnic. Bă, medicii aia nenorociți cât le iau la pacienți, iar pacientul, de fiecare dată când apar astfel de probleme și sunt puse în pericol condițiile lor de lucru ale pacientului, că medicul este clar că în momentul în care îi se va oferi oportunitatea să lucreze într-un alt sector de activitate cu riscuri mai puține pentru propria sănătate, este clar că va pleca, că altfel nu e nebun. Dacă nu primești. Dar pacientul nu mișcă niciun deget. Cum n-a mișcat pentru băieții a doi de la Colentina. Să fim cinstiți până la cap, să nu creadă lumea că suntem părtinitori cu partea medicală. Nu. Acum mă pun părtinitor cu pacientul. Pacientul de multe ori s-a dus în spital și n-a avut suficiente plicuri ca să-și ia mortul acasă. Da? Credeți-mă da? Ce vă spun. Sunt locuri unde ca să ții mortul acasă trebuie să dai bani grei. Ca să primească pat. Bă, pat! Am prieteni care au dat 5 milioane, stimați spectatori, credeți-mă ce vă spun. Mă jur. Au dat 5 milioane ca să ia un pat într-o operație, nu mai contează ce. N-au bani să schimbe o perfuzie dacă n-ai la tine... Mai înțeles ce spun? Adică și pacientul are și în stradă pentru medici dacă de foarte multe ori sistemul nu l-ar fi pus pe pacient cu piciorul pe gât. Sistemul nu e apărat medicul. Ai avut aici în emisiune medici de la Colentina care au plecat pentru că trebuia să-și cumpere ață. Am avut amândoi aici. Și n-ai avut niciun pacient. N-ai ieșit niciun pacient. Doamna primar, faceți ceva. Sistemul i-a gonit doi neurochirurgi de elită europeană. Faceți ceva cu neurochirurgii. Au operat sute de oameni au rămas în viață. Ce anume mesaj vreți să dați, mă întreabă cineva, ce anume mesaj vreți să dați cu greva asta de vineri, care este organizată de Sanisa, la care am înțeles că și federația pe care o conduceți participă. Da, noi ne solidarizăm, dar după cum ați spus și dumneavoastră, noi suntem o mână de oameni și suntem foarte puțini în fiecare spital. Deci, ca urmare, greva noastră nu se va vedea sau nu vom conta, după cum noi suntem ca o picătură de apă într-un ocean. Mă refer anatomia patologică față de întregul sistem sanitar. După cum am mai precizat, suntem doar 0,7% din întregul sistem sanitar. Și culmea este că pentru noi nu se găsesc bani să fim salarizați. Da. Vom reveni cu acest subiect cutremurător. Absolut, credeți-mă, B1 TV și emisiunea asta vom susține tot sistemul sanitar, dar în principal pe cei vitrejiți și cei mai expuși. Repet, mai bagă-mi o dată în plasmă exteriorul. Colegii noștri sunt oameni buni la sediul central PSD, unde micii, grătarii, berea vor fi subiect de dialog între Raffaello și Liviu Dragnea peste în câteva minute.